Operațiune spectaculoasă a polițiștilor români și italieni. O rețea de traficanți de carne vie a fost dezmembrată în urma unei intervenții în forță. 14 bărbați au fost reținuți de mascați care i-au săltat direct din pat. Racolau fete, unele de nici 15 ani, le duceau în Italia și le obligau să se prostitueze. Poliția! Polițiștii aveau la ei 24 de mandate de arestare emise în Italia. Au reușit să găsească mai mult de jumătate dintre traficanți, inclusiv unii care aveau porecle pe măsura ocupației, cum ar fi Al Capone din Brăila, eliberat anul trecut din închisoare. Cum te cheamă? Marș. Mai cum? Ai clar. Porecla. Al Capone. Mai tare! Al Capone. Ai mandat de arestare emise în Italia, ca să știi, da? Gruparea numără 57 de oameni care au reușit să exploateze mai bine de 2 ani peste 150 de tinere. Fetele erau racolate din Giurgiu, Ilfov, Suceava, Telorman și Brăila și duse în Italia la Milano sau Monza, unde era cartierul principal al traficanților. Une dintre victime erau și minori, aveau 15 ani, 16 ani, au fost aduse, a fost racolate în România. Multe dintre ele nu știau ce se întâmplă lor acolo și au fost obligate, au fost obligate și cu violență să se prostitueze. Polițiștii spun că gruparea era bine pusă la punct, iar fetele strict supravegheate. Aproape toți banii intrau în buzunarele proxeneților. Aveau apartamente, mașini cu care aduceau fete pe stradă. Chiar aveau un control aproape total despre o zonă din Milano cu ceea ce privește trafic de ființe umane și de exploatare prostituției. 14 membri ai rețelei au fost reținuți. A dus femei în Italia, l-ați obligat să se prostitueze? 12 au fost duși la Curtea de Apel București, iar alți doi la Curtea de Apel Galați pentru confirmarea mandatelor de arestare. Toți vor fi judecați în Italia.